Ministerul Educației are vești bune pentru cadrele didactice care nu reușesc să promoveze examenul de definitivat. Acestora li se va da o a patra șansă, însă cu o condiție care îi va arde la buzunar. La examenul de definitivat, până în acest moment, candidații puteau susține 3 sesiuni de examen. Începând de luna trecută, a fost publicat un ordin al Ministrului Educației Naționale care prevede faptul că toți cei care vor să susțină examenul de definitivat pot participa la un număr nelimitat de sesiuni de examen, cu condiția ca, după cele 3 gratuite, să plătească o taxă. Ministerul a stabilit o taxă de 300 de lei pentru fiecare candidat, dar în funcție de cheltuielile fiecărui inspectorat școlar cu acest examen, taxa poate fi mărită. Practic, profesorii care participă la definitiva de 3 ori, în situația în care nu au reușit să ia notă de trecere, minim nota 8 la proba scrisă, li se oferă oportunitatea de a-și mai încerca norocul. Promovarea definitivatului le dă posibilitatea profesorilor să fie angajați pe perioadă nedeterminată. Cadrele didactice care în ultimii 6 ani au obținut o notă peste 7, notă care le permite titularizarea în învățământ, au obligația ca în cel mult 6 ani de la obținerea acestei note să dobândească definitivarea în învățământ. În situația în care nu dobândesc definitivarea în învățământ conform noilor reglementări, au obligația să susțină un nou concurs de titularizare care să le permită să dobândească deci calitatea de personal didactic titular. În situația în care aceștia promovează în termen de cel mult 6 ani de la ocuparea postului didactic vacant prin concurs național examenul pentru definitivarea în învățământ, Consiliul de Administrație modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată.